Facultatea de Construcții din Timișoara își deschide porțile pentru liceenii interesați să participe într-un proiect educațional marca Științescu Timișoara. Științescu Timișoara le va prezenta elevilor lumea construcțiilor prin învățare în echipe, activități practice, joacă și imaginație. Punți spre viitor este un proiect de educație dezvoltat de grupul de inițiativă studențesc și finanțat de Fundația Comunitară din Timișoara. Prin 6 activități interactive, elevii vor descoperi lumea fascinantă a structurilor și vor învăța cum sunt create acestea. Proiectul se va desfășura începând cu 7 octombrie la Facultatea de Construcții din Timișoara. Din experiențele noastre am observat că există o discrepanță între teorie și practică în educația liceală. Proiectul nostru își propune să umple acest gol și să ofere o experiență pozitivă de învățare, pregătind elevii pentru viitorul lor profesional, a declarat Andra Funariu, studentă la Facultatea de Construcții din Timișoara, coordonatoarea proiectului Punți spre viitor. De asemenea, participarea este gratuită și locurile sunt limitate.